problemă. Vă mai aduceți aminte cu ce cadouri venea Moș Crăciun pe vremea noastră? Niște portocale, bomboane de pom și, cu puțin noroc, cu jucăria mult visată pentru care părinții noștri se dădeau peste cap. Acum Moșul este avangardist, la fel și cadourile lui. Să vedem ce daruri pentru copii sunt la modă anul acesta. Cred că este tare greu lui Moș Crăciun să mulțumească toți copiii. Care sunt jucăriile care se poartă anul acesta? Producătorii de jucării vin în fiecare an cu ceva nou, încearcă să găsească tehnologii cât mai avansate. De aceea, anul acesta, din punctul meu de vedere, se pune accentul pe jucăriile interactive, pe jucăriile care sunt ancorate în realitate și care imită cât mai fidel realitatea. Se poartă jucăriile cu, de exemplu, plușurile cu blană cât mai naturală, cât mai pufoasă, jucăriile care au cât mai multe puncte de articulație și cele care, de care cei mici se pot folosi și le pot folosi în activitățile lor educaționale. Dacă ar fi să facem un top al jucăriilor preferate de copii, care ar fi acelea? Jucăriile interactive, de exemplu, avem această păpușă care mănâncă, pe care o poți îngriji, bineînțeles, ca pe orice păpușică clasică, dar are fraze pentru modul mămică și pentru modul tătic. O putem hrăni, îi putem schimba scutecelul și acest lucru cred că le încântă pe fetițele cele mici ca să aibă propriul lor bebeluș și le dezvoltă oarecum partea aceasta maternă. Este deja demonstrat că în perioada de 2-6 ani descoperă lumea înconjurătoare și le place să socializeze și să imite adultul de lângă ei. Cei mici sunt încântați de animăluțele de pluș, iar acesta poate fi considerat pentru ei ca un prieten care le este alături tot timpul, pot lua cu ei oriunde merg. La ce ar trebui să fim atenți atunci când alegem o jucărie? În primul rând, trebuie să fim atenți la calitatea produselor, finisajele acestora trebuie să fie calitative, astfel încât să nu riscăm rănirea celor mici. Ne putem da seama de calitatea unei jucării în funcție de cum este ambalată. În plus, putem verifica dacă un produs are conformitatea Uniunii Europene prin marcajul CE, a Comisiei Europene. Trebuie să alegem jucăria în funcție de vârsta copiilor. Știm că în perioada de 2-6 ani copiii încep să descopere lumea înconjurătoare și sunt mai tentați să încerce jucării care le pun la încercare imaginația și care îi ajută să socializeze. Este cazul păpușilor interactive. De asemenea, trebuie să avem grijă să îi țină cât mai mulți ocupați și iar prin această ocupație să învețe lucruri și să îi dezvolte abilitățile cognitive, sociale, fizice.